GPEC Summit continuă, deși este o oră târzie deja, avem încă foarte mulți oameni în sală și foarte mulți invitați. Sergiu Constantinescu este alături de mine de la Piatra Online. Ați câștigat uh, punctul dintre premiile acordate în această seară. Uh, mulțumim frumos pentru premiu, uh, mulțumim frumos pentru cele 8 luni de, de jurizare, mulțumim frumos pentru criteriile care a trebuit să, să lucrăm uh, și să ne dăm seama într-un final că ne fac să fim mai buni, a fost un an plin de proiecte, a fost un an în care ne-am concentrat pe, pe o piață în creștere și GPEC a fost cu siguranță un plus de valoare care ne-a ajutat să avem și mai mult succes, mai ales în partea de online. A fost greu în aceste 8 luni de zile? Uh, nu neapărat greu, dar a fost dificil pentru că a trebuit să le uh, lucrăm printre celelalte proiecte care le-am avut uh, de-a lungul anului celorlalte. Ați introdus ceva categorii uh, noi în anul acesta de produse? Uh, lună de lună introducem categorii noi. Uh, cu siguranță, uh, începând uh, cu anul viitor, vom avea mult mai bună uh, optimizare pe categorii, astfel încât oamenii să poată să înțeleagă și mai bine uh, categoria noastră de, uh, de produse. De ce s-a vândut cel mai bine? Anul acesta cu siguranță la fel ca și anul trecut, travertinul a fost vedeta noastră. Travertinul pentru că avem niște stocuri impresionante, avem prețuri extrem de competitive, nu numai pentru România, ci și pentru Europa, pentru că noi facem foarte mult export. Travertinul cu siguranță a fost vedeta. În top. Noastră. În top. <laughs> da. Ce planuri aveți pentru 2017? În 2017 avem Planul și mai mare pentru partea de export, pentru că piața Europei cere foarte, foarte multă piatră. În România, cu toată modestia, ne-am făcut treaba an de an din ce în ce mai bine și am ajuns să considerăm că o controlăm și să ne dea prilejul să ne concentrăm pe partea de export de Europa. Eu nu pot decât să vă mai întreb cum merge zona de mobile la voi în companie, și mai ales în comportamentul consumatorilor pe care îi aveți, clienților pe care îi aveți, pentru că s-a tot vorbit foarte mult despre cât e de important să-ți optimizezi inclusiv site-ul, inclusiv magazinul online, în așa fel încât oamenii să navigheze cât mai ușor pe, pe telefon, de pe smartphone. Um, odată cu GPEC-ul și odată cu schimbarea site-ului, am făcut o optimizare mult mai bună a site-ului, devenind responsive, un lucru absolut obligatoriu în, în parte de e-commerce. Uh, în cazul nostru uh, vorbim de cupluri în mare parte, când vorbim de B2C, de, de end user, de clienții finali, uh, caută undeva la plus minus 3 săptămâni, încep cu partea de mobile, dar uh, în cazul nostru, desktop-ul rămâne uh, lider pentru că au foarte, mult, uh, foarte multă nevoie de research, foarte multă nevoie de fotografii mari să le vadă. Nu pot să comande uh, un tir de, de marmură sau de travertin, cum spuneam mai devreme, pe mobil. Adică și-au nevoie de. de de informații, foarte multe informație. Dar zona de, mobile, zona de mobile, zona de mobile face diferența în, în cazul nostru pentru că uh, este punctul de plecare și dacă îl cucerești din din, uh, din partea de mobile sau din partea de user experience, să i facă plăcere să stea pe site cu siguranță uh, face o conversie. Apropo de cum cucerești clientul? E o mare diferență între clientul din offline și clientul din online. Clientul din online este obișnuit cu cu, cu partea de de comenzi, îl, îl, îl convertești mult mai ușor decât pe pe cel din offline. Pe cel din offline mă refer în primul rând uh, la constructor, mă refer la uh, oameni de meseriași care sunt extrem de greu de, de de convertit pentru că ei sunt obișnuiți să stea în șantier, sunt obișnuiți să stea cu, cu planurile în mână și niciodată nu o să facă din prima. Uh, îi convertim în general după o conversie în showroom la noi, pentru că avem un showroom de peste 1000 de metri pătrați în care văd aproximativ 1500 de produse. Și după ce le-au văzut, știu, ăsta e produsul și au încredere să-și facă. Asta am observat -o, uh, mai ales în ultimii doi ani, adică majoritatea comenzilor online. Făcute de firme de construcții sunt ulterior vizitei în showroom la noi. Ce să spun? Nu rămâne decât să vă urez mult succes, Mulțumim să fie mult un tot, 2017 cu mult mai multă performanță, cu un magazin online cu mult mai mult succes și să ne vedem și la anul la Götex Summit. Felicitări! Mulțumim mult de tot! La revedere!